Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și supun atenției voastre un nou material deosebit de interesant publicat de Marius Sumedrea pe blogul său Burebista 2012. Îl salutăm pe Marius încă o dată pentru eforturile sale deosebite de a ne încânta cu materiale deosebit de prețioase. Pentru azi, legea și puterea intenției, triada de bază în acordarea consimțământului. Legea intenției este în esență ceea ce credem. Este ceea ce creăm prin intenție, focalizare, consimțământ și structură. Când nu avem intenție, nu avem niciun consimțământ, iar implicit e dat semnături energetice a frecvenței potrivite ținute în gând, comportament sau acțiune aliniate la legea rezonanței care va răspunde la legea consimțământului. Legile intenției, consimțământului, autorității și structurii sunt ascunse în mod intenționat și manipulate de NAA, agenda extraterestră negativă, pentru a controla oamenii care nu sunt conștienți de aceste legi energetice și nici nu sunt conștienți că pot dobândi putere personală pentru a recâștiga controlul asupra conștiințelor spirituale și energetice prin respectarea acestor legi. Ceea ce ținem ca intenție în gândurile noastre personale este ceea ce ținem ca consimțământ. Consimțământul este că am acordat acelei forme de gândire și calitatea și forța sa vibrațională, precum și consecința energetică a substanței formei de gândire creată care afectează sinele și pe ceilalți. Valoarea cumulativă a intenției, suma totală a intenției energetice din spatele gândurilor sau cuvintelor acumulate pe care le-am spus în momentul prezent, e mai importantă decât limbajul verbal folosit pentru a stabili intenția, consimțământul și autoritatea. Faptul că putem gândi automat gândul în cadrul programelor de control al minții înseamnă că am acordat acelui gând, chiar și fără participarea noastră conștientă, o intenție. Acesta e principalul factor în exploatarea umană NAA de către mind control. Prin eliminarea cunoștințelor despre intenția personală, aceștia elimină consimțământul în legi. Aceasta înseamnă că disciplinarea și controlul gândurilor noastre interioare e extrem de importantă, deoarece aceste gânduri adaugă energii cumulative pentru a forma intenția, consimțământul și autoritatea făcute în baza legii. Prin exploatarea acestor legi, NAA și falșii zei au manipulat omenirea pentru a fi în consimțământ și autoritate cu forțele lor ca intermediar prin modelarea minții prădătorului în cultura umană. Prin numeroasele programe de control mental pe care oamenii le dau ca o istorie falsă și o realitate falsă. Pe baza acestor numeroase minciuni și înșelăciuni, omenirea deține sisteme de credință ale formelor de gândire ale minții prădătoare. Astfel devine în mod natural în consimțământul și autoritatea aceleiași minți prădătoare din grupurile NAA. Acesta este modul în care NAA controlează umanitatea prin manipularea consimțământului în minte, eliminând intenția gândurilor și făcându-le reacții automate în mintea inconștientă în continuare, care manipulează sufletul. Acest lucru face ca zeii falși prin NAA să fie un câmp sursă intermediar, spiritul impostor pentru mulți oameni nebănuitori, care nu pot discerne diferența dintre minciuni, înșelăciune și adevăr. Intenția corespunde consimțământului autorității. Aceasta înseamnă că dacă deținem o formă de gândire și un comportament care se potrivește vibrațional cu intențiile luciferiene sau cu intențiile satanice, la același nivel de vibrație sau frecvență identic sau egal, acesta este consimțământul pe care l-ați dat pentru a fi în autoritate sau pentru a schimba cu aceleași forțe. De exemplu, se poate merge la biserică și să te rogi lui Dumnezeu pentru ajutor, apoi să te duci acasă și să te angajezi în obiceiuri autodistructive, dependență, programe de mizerie sexuală, să simți la soțul, soția ta sau orice altceva. Atunci oamenii se întreabă de ce nu pot simți niciun sprijin spiritual sau legătură cu Dumnezeu. Se poate cere consimțământul și autoritatea de a fi cu Dumnezeu, totuși, așa cum reprezintă acest exemplu, alegerile cumulative pe care le facem în gândurile și comportamentele noastre sunt cele care în cele din urmă ne aliniază energetic la forța cu care suntem de acord. Acest lucru evidențiază importanța alegerii autorității cuiva și, prin urmare, a consimțământului și autorității voite în fiecare zi pentru a ajuta la depășirea gândurilor negative pe care le poți avea pe măsură ce înveți să disciplinezi mintea de gândurile eului negativ și ale minții de prădător. Pe măsură ce ne disciplinăm mintea zilnic, discernând forme de gândire sănătoase din punct de vedere spiritual, sugerate în comportamentul GSF și în legea lui 1,
Devenim mai puternici pentru a ne construi casa spirituală care ne construiește structura respectând legea consimțământului. Unul are dreptul să-și construiască spațiul personal pentru a se conforma cu consimțământul personal, așa cum este dat prin gânduri și comportamente intenționate cumulative în legea consimțământului, care decid ce forțe sunt utilizate în construirea structurii interne și externe prin legea structurii. IS triada de bază în acordarea consimțământului. Această lege e subliniată în triada IS Core, făcând o declarație în fiecare zi în care intenția, consimțământul și autoritatea dumneavoastră sunt alese prin declarația personală de intenție. Dacă cineva nu face acest consimțământ sau autoritate, legea naturală se va alinia la intențiile energiilor cumulative colectate în gândurile și la calitatea energiilor pe care le avem în corpul de lumină. Acesta este motivul pentru care purificarea minții, a corpului și a emoțiilor cuiva susține ascensiunea spirituală și progresia spirituală. Ca exemplu, primul pas al declarației de intenție zilnice este de a rezolva prin propria putere problema autorității dintre euul negativ și Dumnezeu. Declarația mea de intenție este să servesc sursa. Mă angajez să-mi servesc cea mai înaltă putere pe deplin, complet și total. Eu sunt Dumnezeu, sunt suveran, sunt liber. În această declarație din triada IS Core se accesează legea intenției, legea consimțământului. În cărți de spiritualitate, precum și în literatura de dezvoltare personală, se vorbește destul de des despre intenție, însă s-a observat că asupra conceptului planează destul de multă incertitudine. Articolul pe care tocmai l-ai deschis și al cărui prim paragraf îl citești, nu-și propune nici de departe să clarifice definitiv noțiunea de intenție. Nici în cazul scrierii unei cărți pe acest subiect nu s-ar putea emite o astfel de pretenție. Însă dacă la final vei fi chiar și cu puțin mai lămurit cu privire la energia din spatele unei intenții, atunci înseamnă că intenția din spatele articolului și-a atins potențialul. Hai să vedem așadar câteva aspecte punctuale despre intenție. Intenția este energie invizibilă. Componenta principală și fundamentală care te situează pe un anumit nivel de conștiință este intenția. Energia unei intenții poate fi verbalizată, dar acest fapt nu este necesar de fiecare dată. Intenția nu este totuna cu gândirea și este aleasă de către punctul de conștiință interior sau de către ceea ce numim sine. Intențiile pot fi direcționate la scară mare, cum ar fi intenția pentru această viață, dar pot fi direcționate și la scară mică, cum ar fi intenția pentru o anumită experiență pe care o dorește experimentată mâine. Intenția poate fi conștientă sau inconștientă. Intenția are o putere foarte mare și foarte puțin recunoscută de către majoritatea oamenilor. Intenția este energie invizibilă. Aceasta este clar pentru toată lumea, atât noi cât și tot ceea ce ne înconjoară, este energie. Ceea ce numim materie este energie vizibilă. Ceea ce numim gând este energie invizibilă. Asemeni gândului, intenția este și ea tot o formă de energie invizibilă. Componenta principală și fundamentală care te situează pe un anumit nivel de conștiință este intenția. Ceea ce tu alegi drept intenție se răsfrânge apoi asupra naturii fluxului de gânduri, iar mai apoi fluxul de gânduri se răsfrânge asupra naturii realității subiective însăși. Imaginează-ți mai multe piese de domino puse una după alta. Prima piesă este sinele suprem nemuritor, esența dumnezeiască din tine. A doua piesă din șir este energia intenției. Mai apoi a treia piesă o reprezintă gândurile, iar ultima piesă este realitatea experimentată. Când prima piesă o atinge pe a doua, adică atunci când sinele alege o anumită intenție, celelalte piese cad și ele de la sine și corespund vibrațional șirului. Această explicație e mai ușor de înțeles pentru minte, fiindcă minții îi place linearitatea. Totuși, domeniul spiritual este non-liniar. Prin urmare, metafora cu piesele de domino reflectă doar într-o anumită măsură adevărul. Dincolo de metaforă, este important să reții că natura intenției pe care o alegi joacă un rol esențial în situarea pe un anumit nivel de conștiință. Energia unei intenții poate fi verbalizată, dar acest fapt nu este necesar de fiecare dată. Primul paragraf din articol este o intenție verbalizată. De cele mai multe ori însă, natura intenției este întreținută non-verbal. În cele ce urmează, oferim un exemplu practic, cu ajutorul căruia va fi mai ușor de înțeles acest aspect. Imaginează-ți următoarea situație. Ți se oferă posibilitatea de a fura 1.000.000 de euro, având siguranța absolută că nu vei răspunde pe niciun plan pentru fapta ta. Nu vei răspunde nici energetic, nici karmic, nici în planul fizic, nu vei fi închis sau anchetat, iar toate acestea sunt 100% sigure.
Întrebarea este: fur milionul sau îl lași acolo? Răspunsul nu este necesar să fie împărtășit, dar este necesar să ți-l oferi ție. Știi ce anume te face să dai un răspuns sau altul? Natura intenției pe care o întreții pe fundal pentru prezenta întrupare. Unii ar spune da, alții ar spune nu. Intenția este cea care înclină balanța în mod fundamental. Până să întâlnești exemplul, tu nu verbalizasești cel mai probabil intenția. Acum că ai fost pus în fața unei situații ipotetice, e posibil să o fi verbalizat. Exact în același fel, tu întreții intenții pe toate planurile. Acea energie a intenției este fundamentul pentru ceea ce experimentezi și gândești. Intenția nu este totuna cu gândirea și e aleasă de către punctul de conștiință interior sau de către ceea ce numim sine. Cu alte cuvinte, esența dumnezeiască din tine alege intenția. E în puterea ceea ce ești cu adevărat să întreține intenții de vibrație cât mai înaltă. Intențiile pot fi direcționate la scară mare, cum ar fi intenția pentru această viață, dar pot fi direcționate și la scară mică, cum ar fi intenția pentru o anumită experiență pe care o dorești experimentată mâine. Intenția pentru această viață ar putea fi atingerea iluminării spirituale sau ar putea fi să trăiești o viață lipsită de griji. Fiecare intenție are vibrația ei care te situează pe un anumit nivel de conștiință. De aceea e important ce anume intenționezi, fiindcă dacă intenția subtilă e una, acțiunile pot fi cu totul altele, dar intenția va prima. De aceea este și vorba românească, intenția contează. Asta pentru că intenția chiar contează. Intenția poate fi conștientă sau inconștientă. Așa cum în exemplul cu furacul, tu nu erai poate conștient cu privire la ce ai face până să fii pus în fața situației ipotetice, la fel se petrece și cu intențiile. Tu poți fi conștient sau nu de o anumită intenție pe care o întreții în plan subtil. De aceea, ar fi recomandat să-ți propui să ai cât mai puține intenții pe care le rulezi și de care nu ești conștient. Cum faci asta? Poate părea paradoxal, însă o poți face prin puterea intenției însăși. Intenționează să nu ai intenții ascunse. Intenția are o putere foarte mare și foarte puțin recunoscută de către majoritatea oamenilor. Intenția este o energie pe care, recunoscând-o, înseamnă că ai pătruns deja destul de în profuzime în universul energetic în care te afli. Devenind conștient de puterea pe care o intenție o poate avea, te ajută semnificativ în evoluție. Totul e să întreții intenții sincere de o vibrație înaltă. Atunci când vine vorba de planul intenției, nu poți minți macrocosmosul. Așa că propune să fii sincer, trăiește relaxat și împlinit, permite-i puterii intenției să-ți bucure viața. Recunoaște energia intenției, rolul său în experiența de viață și armonizează-ți astfel realitatea. Drum drept spre lumină. Mulțumim încă o dată, Marius Sumedrea, prieten, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!